Și bine ați venit sau ați revenit pe canalul meu! Hei! Hei! După cum vedeți, da, sunt într-o mașină, da, mașina merge, da, nu, eu conduc, da, am centura de siguranță, totul e ok. Așa că, după cum vă dați seama deja, videoul de astăzi o să fie puțin mai special. Nu neapărat că fac eu ceva special, însă, după cum vedeți, locul este puțin mai special. Așa că dacă o să auziți claxoane, dacă imaginea o să fie puțin trepidată, să nu vă speriați, pentru că that's it. Da, știu că și Jeffrey a făcut asta, însă nu e același lucru, pentru că eu m-am pachetat din spate într-un Rolls Royce sau într-un Tesla sau într-un avion privat, însă we'll see the challenge in Jeffrey călător. Da, așa că deja v-am dat prea multe detalii, da. Dacă vreți să vedeți pe unde mă voi machia în continuare, prin ce locuri ciudate sau nu, atunci știți ce aveți de făcut, nu? Subscribe acolo, butonul la roșu, dreptunghiular, you know? Însă, astăzi vom face un tutorial pentru acest look super simplu, atât de simplu cât poți să-l faci în mașină, poți să-l faci în tren, poți să-l faci pe drum, poți să-l faci oricând și sper să vă placă și sper să învățați ceva nou. Așa că, let's get started! Am lucrat doar cu paleta de la Morphe, Jaclyn Hill Palette. Bun, și încep cu o pensulă de genul ăsta, care este foarte pufoasă și densă, e super densă, și iau nuanța asta galbenă, care se cheamă Cream Cycle, cred, și o aplic. I forgot the mirror. Unde n-ai băgat? Oglinda era sub mine, ca de obicei. Știți, momentul ăla când nu vă găsiți telefonul sau nu vă găsiți cheile și telefonul e sub voi, a? Mai ales în mașină, să nu plăc chestia asta. Da, și aplic nuanța asta pe toată pleoapa. Cu mișcări de tabotare mai întâi. După care o blenduiesc ușor. Nuanța asta galbenă cu aia turcoaz din paletă, gen astea mate, dau un verde așa, un verde lime, un verde crud, cam așa. Deci mai aveți încă o culoare în plus. Și o trag ușor spre exterior. Nu știu, asta e forma pe care mi-o dau eu de obicei la fiecare look, mai ales când mă grăbesc. Asta e un look pe care de obicei îl pot face, adică cu tot cu machiajul feței mi-a jumătate de oră. Și îl mai port și când ies, nu știu, când am o zi mai lejeră la facultate, depinde. Adică e un look pe care îl abordez destul de des. Bun, după care cu aceeași pensulă iau nuanța turcoaz din paletă, care se cheamă Pool Party și vă arăt greșit că e aici, da, se cheamă Pool Party, nu, Pool Party aia azi de fată, asta e Jada, nu știu cum se cheamă. Și ia cu aceeași pensulă și de data asta nu o întind atât de sus, o păstrez în pliul pleoapei. Pensula fiind super densă, pigmentul nu o să se transfere chiar așa de tare și perfect ca să creăm un blending așa fin. Și după aia cu aceeași pensulă blendez, după care vom lua altă pensulă și vom blendui din nou. Genul ăsta de make-up merge cam la orice tip de ochi și orice culoare de ochi, pentru că e unul care chiar scoate ochii în evidență, pentru că, bineînțeles, are culori sub. Doamne, are culori super bright și super mișto. Așa că nu vă fie frică să alegeți un make-up mai îndrăzneț în zilele de vară. Da, și acum o să iau o pensulă mai stufoasă. Stați, vă arăt în comparație cu cealaltă. Mai stufoasă și nu la fel de densă, care nu are nimic, nu are deloc produs, și încep să blenduiesc cu mișcări circulare spre exterior și mișcări de du-te vin. Doamne, deci sprâncenele mele arată dezastruos. După care iau din nou turcoaz și adaug în pliul pleoapei cu mișcări de tapotare. După care încep să blenduiesc ușor în sus. Nu uitați, cu cât culorile sunt mai închise, cu atât vor fi aplicate mai spre linia genelor. Cu cât culorile sunt mai deschise, cu atât putem să le blenduim în sus, spre arcadă. Bun, și blenduiți până când sunteți satisfăcuți cu blending-ul.
După care puteți să lăsați așa și să adăugați direct culoarea shimmer-ii. Însă ca să vă arăt și varianta puțin mai... Unde ești? Așa, mi-am pus pensul în portieră unde țin paharele. Yay! Iar spun o focă de aia care face yay! Da, și iau o pensulă de genul acesta și iau verdele închis din paletă care se cheamă Enchanted, cred că, da, am zis bine, wow, nu pot să cred așa ceva. Așa, și după cum vă spuneam, puteți să lăsați și așa, dar eu vă arăt și varianta mai de seară și mai dramatică. Și aplic verdele în exteriorul pleoapei, aici, și îl țin în pliul pleoapei. Ca să adaug dimensiune ochiului și așa ca o umbră. Bineînțeles, îl vom dendui. Și ușor trag și spre interior, însă îl mențin mereu în pliul pleoapei, nu urc mai sus. După care revin cu pensula asta și blenduiesc cu mișcări circulare. Și aici trag spre exterior. Puteți să-i mențineți forma rotundă, însă eu o prefer pe aceasta. Mi se pare că mi-a lungește ochii. Și mai iau foarte puțin verde și mai aplic aici. Și din nou îl trag ușor în interior. Însă nu duc mai sus de pliul pleoapei. De asemenea, continuați să blenduiți până când simțiți că rezultatul este cel dorit. And, de fapt, mă gândesc să mai adaug puțin turcoază, parcă s-a făcut totuși puțin cam verde pentru gustul meu și pentru outfit-ul meu. Da, sunt genul acela de persoană care își asortează make-up-ul cu outfit-ul. Sincer să fiu, chestia asta am învățat-o de la mama mea. Mica. Așa, pentru că ea, când eram eu mică, avea așa niște farduri, nu știu, sidefate, de obicei doar sidefate, că pe atunci nu prea erau farduri mate, așa se purtau. Și am ce depășire periculoasă. Glumeam. Așa, și ea de obicei, dacă își lua o bluză albastră, se dădea așa cu albastru, acum folosește tuș albastru. Dacă își lua o bluză verde, se dădea cu verde, dar cel mai mult tot cea se dădea cu roz. Și mie chiar îmi place super mult chestia asta, adică mi se pare basic să te dai de fiecare dată cu farduri, nu știu, nude, sau ce puțin, pentru mine. Dacă vă place așa, you do you. Bun, mi se pare că este mai ok acum. Bun, iar acum partea cea mai interesantă, partea care îmi place mie super mult. Păi sper că lumina e ok, la asta nu m-am gândit, dar din câte am văzut înainte, lumina era super ok. Bun, iau o pensulă plată, voi lua nuanța pool party cu această pensulă, însă întâi o voi uda. Voi face un, doamne, un half cut crease, adică doar jumătate de pleoapă tăiată, însă nu voi aplica concealer tocmai pentru că este un look care ar trebui să fie ușor de realizat și mie mi se pare că e realizabil și așa și eu de obicei când fac chestia asta zilnic aproape, adică mai am zile în care fac half cut crease la facultate, când mă duc la facultate cu diverse nuanțe, așa, nu aplic de obicei concealer pentru că dacă uzi pensula și culoarea este destul de pigmentată, îți va ieși și așa forma. După cum vedeți, o singură dată am dat cu pensula și deja s-a luat pigmentul. Și din nou aplic. Oh my god, e curbă, mor. Va fi la fel de funny ca atunci când mi-am făcut sprâncenele. După cum ați văzut, mi-am făcut întâi machiajul feței, pentru că știam că culorile astea nu au fallout. Asta are puțin, dar e ceva decent, adică pot să-l înlătur cu o pensulă după, doar că nu am la îndemână, great. Așa, și după cum vedeți, încep să trag culoarea spre exterior. Oh god, oh god, măcar nu sunt gropi. Și deja l-am creat.
În mod normal, cu concealer este puțin mai dificil. Sau ce puțin, așa mi se pare. Yep, it looks decent. And that's it. Foarte, foarte puțin fallout aici, doar de la nuanța asta. După care, voi șterge cu un șervețel pensula și aceeași pensulă. Și voi lua nuanța care este verde. Un verde stefat. Se cheamă Diva. În sfârșit niște nuanțe cu un nume normal. Și o voi aplica spre... What the fuck? Era un tip. Și o voi aplica spre exterior, unde am aplicat nuanța de verde închis. Și o blendesc ușor cu aceeași pensulă, învârt pensula, o blendesc cu acel turcoaz. După care revin cu pensula cu care am aplicat verdele închis, nu mai pun din nou culoare. Și blendesc cu mișcări circulare, încât să nu se mai vadă. Bun. Și acum, pentru că vreau să adaug foarte puțină luminozitate în colțul interior, voi aplica o nuanță mai deschisă decât turcoază, însă voi alege un roz de data aceasta și voi folosi nuanța faint, adică, oh my god, nuanța faint, adică aceasta, sper că vedeți. Și o aplic în interior. Se vede ca un alb inflexiuni roz, cam așa. După care iau din nou foarte puțin turcoaz și vin și blenduiesc exact cu aceeași pensulă. Și acesta este rezultatul efectiv. Mi-am făcut celălalt ochi pentru că nu puteam să filmez, pentru că am trecut printr-o zonă cu serpentine, a fost drumul super rău, a fost lumina oribilă, dar am reușit să-mi termin celălalt ochi. Bun, și acum o să iau o pensulă mică. Voi face pleaba de jos doar cu o singură pensulă. Și voi lua prima dată nuanța de turcoaz pe care am mai folosit-o. Și o voi aplica la baza pleabei. La baza pleabei. What the fuck? Și o voi aplica cât mai aproape de linia apei, încercând să nu-mi bag pensula în ochi. Iar acum cu aceeași pensulă voi lua nuanța galbenă. Și ușor voi merge exact sub nuanța turcoaz, încercând să blenduiesc și să conectez de asemenea, ok, sens giratoriu, așa, și să conectez de asemenea cu cealaltă nuanță, și să conectez de asemenea cu capătul exterior. După care cu aceeași pensulă iau verdele închis și îl aplic doar în exteriorul pleoapei de jos, cât mai aproape de linia apei. Sigur că da. M-am urmărit. Mi-am dat în ochi, bineînțeles. Doamne, în sfârșit am oprit. Mi-am oprit. Nu. Iar am pornit. Oh my god, deja nu scot un clip bine. Mission accomplished. Deci acesta este look-ul de vară, summery makeup, simple makeup. E atât de simplu încât puteți să-l faceți și în drum spre mare, și în drum spre club, când stați în trafic, oricând. Puteți să lăsați și mai deschis, fără acel verde închis, așa că sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, dați un like, dați subscribe canalului meu și lângă butonul de subscribe aveți acolo un clopoțel, da? Deci apăsați clopoțelul ăla dacă vreți să fiți primii care vedeți clipul meu. Abia aștept, vă pregătesc o super, 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 super surpriză, o mega surpriză. Voi începe o serie de videouri care va fi ceva mai interesant, așa, ceva mai intens și mai catchy, așa, va fi altceva în afară de make-up, va fi și make-up, dar va fi altceva pe lângă make-up. Și să zicem că videoul ăsta este așa ca un fel de spoiler și dacă vreți să vedeți în continuare ceea ce voi posta, atunci dați-mi subscribe canalului meu, like acestui video și share ca să vadă și prietenii voștri. În acestea fiind spuse, noi ne vedem data viitoare, vă pup, pa!